Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit piftie cu ciolan de porc afumat, așa cum o făcea bunica mea. Vă prezint ingredientele necesare. Pentru această rețetă, eu voi folosi 2 kg 898 de grame de ciolan afumat de porc. Fiecare va personaliza pe gustul său această rețetă de piftie cu ciolan afumat. Eu am să vă prezint exact cum făcea bunica mea aceste piftii cu ciolan afumat. Dacă nu vă place gustul de afumat, puteți folosi ciolan proaspăt. Prima dată vom spăla foarte bine ciolanele afumate în apă caldă pentru a curăța cioriciul de porc. Pentru această rețetă voi folosi 2 cepe, 2 căpățâni de usturoi și o lingură de sare. Cantitățile acestor ingrediente le veți alege dumneavoastră. Am lăsat apa să se încălzească foarte bine. Apoi îl vom așeza într-o strecurătoare. Avem impresia că nu are mizerie, dar după cum vedeți, ciolanele sunt puțin murdare. Am terminat de spălat ciolanele. În timp ce v-am prezentat rețeta, am pus pe foc o oală în care am adăugat 6 litri de apă. Apa este pe punctul de a fierbe. În acest moment voi adăuga ciolanele de porc și voi adăuga încă puțină apă. Cu tot cu ciolane, am ajuns la 10 litri de lichid. Vom adăuga sarea. Le voi lăsa la foc tare până ce voi vedea că au început să fiarbă. Apa a început să fiarbă, am spălat foarte bine ciolanele și nu avem spumă absolut deloc. În cazul în care se va forma spumă, o vom lua cu o spumieră, ori de câte ori se va forma și o vom arunca. Cum apa a început să fiarbă, vom da focul între minim și mediu, le vom acoperi și le vom lăsa să fiarbă până ce vom vedea că ciolanele s-au gătit foarte, foarte bine, încât carnea cade singură de pe os. Eu nu voi adăuga apă absolut deloc, de aceea folosesc o oală foarte mare pentru a nu adăuga apă. Cât timp se vor fierbe ciolanele, voi curăța cele 2 cepe și cele 2 căpățâni de usturoi, iar când ciolanele sunt fierte foarte bine, vom continua cu rețeta. Au trecut 3 ore de când fierb ciolanele. După cum vedeți, carnea a început să se desprindă singură de pe os. Este momentul să adăugăm ceapa. Au trecut 40 de minute. Apa a scăzut suficient. În acest moment voi zdrobi cele 2 căpățâni de usturoi. Dacă nu aveți acest clește, puteți să le tocați cât de mărunt doriți dumneavoastră. Vom adăuga tot usturoiul peste ciolan. Vom amesteca puțin, vom scoate ceapa. Iar din clipa în care am adăugat usturoiul, le vom lăsa să fiarbă la foc tare timp de 1 minut. Apoi vom stinge foc. Am luat ciolanele de pe foc. În acest moment voi strecura toată această zeamă. Chiar dacă este tulbure, eu nu o voi strecura de 2 ori. Voi da puțin deoparte această zeamă. În cazul în care doriți ca piftiile dumneavoastră să fie incolore, veți strecura de mai multe ori această zeamă. Voi adăuga toată carnea într-un bol. Cum este rețeta bunicii mele, eu voi face aceste piftii exact cum le făcea ea. Iar bunica mea lăsa usturoiul peste carne. De aceea am strecurat apa pentru a rămâne usturoiul pe ciolan. Prima dată vom adăuga în boluri bucățile de carne ce dorim să le avem în piftii, apoi vom adăuga din această zeamă. După ce ați adăugat piftia în bolurile în care doriți, le veți lăsa să se închege foarte, foarte bine peste noapte. Eu voi continua să fac aceste piftii. Am terminat
de făcut piftiile, iar acum le voi lăsa să se închege peste noapte la temperatura camerei, iar mâine dimineață am să vă prezint cum a ieșit această piftie din rețeta bunicii mele. Acestea sunt piftiile din rețeta bunicii mele, după cum v-am explicat în videoclip. Dacă nu doriți această grăsime la suprafață, le veți strecura de mai multe ori. Bunica mea exact așa făcea piftiile pentru zilele de sărbători. Am să vă arăt consistența acestor piftii. Uitați ce gelatinoasă este! La gust nu vă mai spun. Dumneavoastră puneți cantitățile ce le doriți din ingredientele ce vi le-am prezentat la începutul rețetei. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.